Bine v-am găsit, vă spunem, dragi telespectatori din studio Alfa Mega TV, la o ediție cu totul special a emisiunii Calea, Adevărul și Viața. Astăzi vrem să vorbim despre Israel. Emisiunea o realizăm în data de 14 mai. Se va difuza într-o primă vizionare în 15 mai, o zi cu totul special. Ambele zile sunt speciale, dar ne aflăm și înregistrăm această emisiune în mijlocul săptămânii pro-Israel, pe care noi o aniversăm, o petrecem, o promovăm în fiecare lună mai de mai mulți ani de zile, alături de mine pe Mirela. Vrem să vorbim despre Israel, un subiect preferat ție, nouă, amândora și multe din studioul Alfa Omega TV. Am zis să intitulăm această emisiune Rugăciuni din Israel, pentru că vom prezenta pe parcursul emisiunii mai multe module de rugăciune pe care Dumnezeu a îngăduit să le avem în Israel împreună. Am fost în ultimii ani de mai multe ori în Israel, Dumnezeu ne-a dat această favoare, dar la început până să mulțumim împreună Domnului multor parteneri pe care Dumnezeu ne-a dat. Avem un scurt calup cu două, trei contribuții de la partenerii noștri. Chris Mitchell de la Sibian, pe care îl vedeți în fiecare săptămână pe canalul Alfa Mega TV în emisiune Jerusalem Deadline. Un om special. Un om special. Cristin Darc, pe care o simt de multă vreme. Cu ea o am prietenă început, bună. Prietenă bună, care ne-a facilitat multe vizite, întâlniri în Israel și pe care o vedeți în fiecare săptămână pe canalul Alfa Omega cu emisiunea Exploits. Și așa mai departe, dar am insistat pe acești doi pe care îi vedeți în modulele următoare cu scurte saluturi pentru Alfa Omega. Hi, this is Chris Mitchell here in Jerusalem, and I just want to send greetings to all the viewers here in Alpha Omega Television, and we're just so grateful that Jerusalem Dateline is there on your programming, and it's been a blessing to be here with Tudor and Mirella, and here at the Christian Media Summit, and we're just grateful that so many things are happening prophetically, geopolitically, historically, and on Jerusalem Dateline, we hope to keep you informed of what's happening, so you can pray, so you can be informed, so you can understand the times, just like the sons of Issachar. So, again, greetings from Jerusalem for all the viewers there at Alpha Omega Television. Keep supporting it, keep praying for it, keep donating what you can to make this ministry all that it can be to reach even more people. And so, blessings from Jerusalem. Chris Mitchell, CBN News, here in Jerusalem. Shalom. I'm Christine Darr, greeting you today from the Mount of Beatitudes here at the Sea of Galilee in Israel. It's so amazing to me because we're living in the last days, how quickly time is moving on. It's amazing that it seems like so many years ago, 2006, we had our first Prayer for Israel convocation in Romania. And now you are running with this vision and teaching so many people the importance to pray for the peace of Jerusalem, to be guardians on the walls of Jerusalem. So I greet you and bless you with every spiritual blessing and thank you deeply for having understanding of the times, like the children of Issachar, to know what Israel should do and to know what Romania should do before Jesus comes. God bless you. And I'm sending my love from the land of miracles, from Israel, from the Sea of Galilee. Hallelujah. Au fost câțiva parteneri, prieteni de-ai noștri, îi vedeți pe canalul Alfa Mega TV. Cred că, în special vineri, sâmbătă, avem, știu eu, 8-9 emisiuni diferite ca serii despre Israel. Foarte mulți parteneri ne dau emisiune, ne dau materiale pe care le difuzăm și cred că Alfa Mega este o voce pro-Israel nu numai la această săptămână din luna mai. Un gând așa legat de partenerii noștri și de modul în care Dumnezeu ne-a dat, pentru că El ne-a dat, noi am căutat cu lumânarea și la timpul potrivit Dumnezeu ne-a dat încă un partener, încă un prieten totul special din Israel. Da, am fost uimiți să vedem modul în care Dumnezeu ne-a deschis uși de favoare spre această bogăție de conținut legată de Israel, nouă ca Alfa Omega în ultimii ani. Și totul a pornit din 2006, de când am început acea serie de conferințe mai modeste, organizate de noi, dar apoi difuzate pe canalul Alfa Omega TV, Rugăciune pentru Israel. A fost Cristin Darc prima noastră musafiră invitată, main speaker, cum s-ar zice, și de acolo am păstrat o legătură cu totul specială cu Cristin. Dar vreau să, apropo de parteneri, spuneai,
partenerul nostru de bază este Dumnezeu în această lucrare, în această dimensiune, și atunci țin minte că ne-am rugat și am zis, Doamne, ce facem cu zona pro-Israel, că foarte tare ne-a pus pe inimă Domnul dimensiunea aceasta. Și i-am spus Domnului, da, vrem să promovăm cât de mult putem această dimensiune, pentru că este în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Și cum spuneam și în alte ocazii, noi ca și creștini, care chemăm numele Domnului Iisus Hristos, care s-a născut în mijloc ca evreu și care a inițiat nou legământ ca evreu cu ucenicii lui evrei și apoi am fost noi altoiți, Biserica Domnului. Deci noi ar trebui să iubim ceea ce iubește Dumnezeu și Dumnezeu iubește Israelul. Nu l-a abandonat niciodată și este întâiul lui născut, așa cum îl numește. Va fi cel prin care va lucra cu mare putere în vremea din urmă și Israelul este, de fapt, ceasornicul lui Dumnezeu pentru noi în istoria recentă, prezentă. Așadar, avem două motive să fim foarte atenți la Israel. Pentru că îl iubește Dumnezeu și apoi pentru că Dumnezeu ne arată nouă tuturor cam care este timingul lui vis-a-vis de apropiata venirea Domnului. Acestea au fost și cele două motivații principale ale noastre pentru care suntem o voce pro-Israel aici în România prin media creștină și vrem să atragem și sper că am și reușit și binecuvântarea Domnului peste dumneavoastră, cei care primiți și vă deschideți inima tot mai mult către Israel uitându-vă la programele Alfa Omega sau citind o carte pe care noi o publicăm. Și, într-adevăr, vrem să reflectăm ceea ce Dumnezeu face în lume și în Israel, ceasornicul Domnului, și vrem să vorbim despre asta cât mai mult în emisiunea noastră. Mirela, în emisiunea care urmează, care a început deja, apar de mai multe ori cu momente de rugăciune din Israel. Vă spuneam, în ultimii ani am făcut mai multe vizite în Israel prin Harul Domnului, în diverse grupuri, cu Cristian Darg în mai multe locuri, și de câte ori am avut ocazia, am făcut câte o înregistrare, câte o rugăciune în diverse momente și locuri. Am selectat cu greu pentru această emisiune, ca să încapă, mă și grăbesc din cauza asta, să prezint cât mai mult. O primă secvență pe care am înregistrat-o în urmă cu ceva timp pe Muntele Fericirilor a fost o citire din Scriptură, cred că aceeași Biblie o aveai, despre principiile împărăției, predica de pe munte, cu care cred că am vrea să și începem acest periplu, această succesiune de rugăciuni și referire la cuvânt din Israel. Suntem pe țărmul Mării Galilei, într-un loc special care se numește Muntele Fericirilor. Este un loc în care s-a și construit o biserică, un spațiu de cazare, chiar o mănăstire, și am găsit de cuvinte și potrivit ca să citim aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos care au fost rostite în acest loc pentru mulțimile care au dorit să-L asculte. Domnul Iisus Hristos le-a menționat în mod deosebit ucenicilor când s-au apropiat de El și am să citesc din Matei 5, de la versetul 2. Apoi a început să vorbească și să-i învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Voi sunteți sarea pământului, dar dacă sarea își pierde gustul, prin ce își va căpăta iarăși puterea de a săra? Atunci nu mai este bună la nimic decât să fie lepădată afară și călcată în picioare de oameni. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe munte nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Și apoi Domnul Iisus Hristos continuă cu multe învățături, pilde rostite în acest context, din acest loc. Le găsiți în Matei 5 și în continuare. Am citit doar primele versete și, în mod special, principiile împărăției lui Dumnezeu, cum le numim, fericirile. Aș vrea să rămâneți cu ele în inimă și în minte și să
Vă gândiți fiecare dintre dumneavoastră în ce măsură suntem împlinitori ai Cuvântului Dumnezeu. Poate că știm, dar încă nu am intrat într-o deplină plinătate a Lui. Și aș vrea acum împreună cu dumneavoastră să rostim o rugăciune peste țara noastră și peste acest ținut minunat care este Israelul. În numele Domnului Iisus Hristos, din acest loc, rostim acum viață peste România, viață peste Israel. În numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Doamne, ca principiile acestea ale împărăției să pătrundă adânc în inimile românilor și ale evreilor. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos ne rugăm, Doamne, și mă rog acum, Doamne, împreună cu dumneavoastră, ca Duhul Revelației, Doamne, să pătrundă inimile românilor și, Doamne, să înțelegem cu toții care este, Doamne, adevărul prezenței și lucrării Domnului Iisus Hristos în viața noastră. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos ca orice formă de religiozitate, orice formă de separare pe care lumea și cel rău au pus-o între noi și Iisus Hristos să fie dată la o parte și mă rog ca lumina adevărului Iisus Hristos, Domnul, să domnească în inimile noastre și să avem această revelație a cine este Iisus Hristos. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos pentru revelație, revelația Domnul Iisus Hristos să fie eliberată în viețile noastre, în viața românilor și în viața locuitorilor acestei țări a Israelului. Și în numele Domnului Iisus Hristos aș vrea să rostesc acum binecuvântare peste România, să rostesc pace peste România. Este un loc al păcii aici, este un loc al odihnei în Domnul. În numele Domnului Iisus Hristos rostesc pace și odihna Domnului peste România. Pace și siguranță rostesc peste România. Pace și protecție divină rostesc peste România. În numele Domnului Iisus Hristos de Nazaret. Și Tată, îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis ca El să fie pacea noastră, El să fie răscumpărătorul nostru, mântuitorul nostru, salvatorul nostru, Cel care ne întregește, care ne mântuiește, care ne-a salvat sufletele și care ne vindecă. Binecuvântat să fie numele Domnului în veci de veci. A fost o scurtă secvență dintr-un grup de înregistrări pe care l-am făcut acolo cu tine pe muntele Fericirilor lângă Marea Galilei. Cred că e important să pornim orice discuție, cât despre Israel, cât despre viața noastră personală, pornind de la predica de pe munte, într-un fel care mulți o consideră ca un fel de constituție a împărăției lui Dumnezeu și noi o considerăm la fel. Înainte de a mai face câteva comentarii, cred că nu departe de nordul Mării Galilei, unde a făcut această înregistrare, sunt înălțimile Golan și eventual să comentăm puțin, pentru că acolo, pe înălțimile Golan, în proximitatea trupelor observatorilor ONU da, care erau pe acolo, am avut mai multe momente de rugăciune, de discuție, de referiri biblice și am găsit și noi un timp între două momente de acest fel ca împreună să ne filmăm cu o cameră. Nu era nimeni în spatele camerei, am fixat-o noi și am avut un moment de rugăciune pentru Israel, pentru Orientul Mijlociu și pentru România. Suntem pe platoul înălțimile Golan și am înregistrat aici la un punct de confluență și de... Am înregistrat pentru dumneavoastră câteva momente împreună cu Mirela, aici în nordul Israelului, pe înălțimile Golan, câteva momente, câteva gânduri legate de importanța acestui loc din punct de vedere militar și mai ales spiritual, câteva gânduri am împărțit cu dumneavoastră și simțim că nu trebuie să plecăm din acest loc cu totul special pentru noi și cred că și pentru dumneavoastră, fără să avem împreună aici noi și împreună cu noi și dumneavoastră un moment de rugăciune. Nu știu exact ce ți-a pus Domnul pe inimă. Mirela, este un loc mai deosebit, mai special. Știu că ai îndemnat pe cei care ne urmăresc să se gândească la importanța acestui moment ca timp, pentru că este un moment de mare conflict, poate care continuă și care se diversifică în Siria. E o tensiune care mocnește și între Siria și Liban la nord. Suntem aici la vreo 10 km de muntele Hermon. Am venit din Israel unde e o stare de tensiune din zona Ierusalimului. E un moment complex și pentru noi, și pentru întreaga Europa, și pentru România, și pentru întreaga lume. Să ne încercăm să avem un moment de rugăciune. Ceea ce Domnul vorbește în mod clar și specific este să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea Israelului și apoi pentru pacea țării noastre. Și în acest loc, de la granița din nordul Israelului,
Israelului. Am vrea să ne rugăm acum împreună cu dumneavoastră pentru pacea Israelului. Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm ca pacea Ta, Doamne, să invadeze, Doamne, Israel, Doamne, așa cum suntem aici, din nordul țării acesteia minunate, până în sud, până în granița cea mai de sud a Israelului. Tată, în numele Domnului Iisus, pune, Doamne, îngerii Tăi, Doamne, păzitori în jurul granițelor Israelului, de la nord la sud, de la est la vest. Și acum, în această zi, în acest sezon al sărbătoririi Paștelui, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, în mod simbolic și profetic, Doamne, cerem puterea sângelui Tău, Doamne Iisuse, să fie pusă peste Israel, peste granița de nord, de sud, de est și de vest. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, în mod specific și în mod distinct, cerem protecția Ta, Doamne, prin puterea sângelui Tău, Doamne Iisuse, pe care îl aplicăm pe poarta de nord a Israelului, poarta de nord a Israelului, care este acest loc, și în numele Domnului Iisus îți mulțumim, Doamne, că Tu vei proteja această națiune, această țară, planul Tău cu Israelul se va împlini în totalitate, așa cum este scris. Spuneam de Gog, profeția din Gog, Magog, din Ezechiel 38 și 39, chiar dacă vor fi vremuri grele pentru Israel, Doamne, ne încredem, Doamne, că Tu ești Dumnezeu care protejezi poporul Tău de nimicitorul care vrea să-l distrugă, și în numele Domnului Iisus Hristos înălțăm numele Tău, Doamne Iisuse, în acest loc, pe această înălțime. Numele Tău, Doamne Iisuse, este turnul nostru de scăpare, este steagul nostru de biruință, și înălțăm acest steag de biruință pe aceste înălțimi. Numele Domnului Iisus Hristos peste întregul Israel. Numele Domnului Iisus ne-a rugat. Amin. Și vrem să ne rugăm și pentru dumneavoastră, pentru noastră din România, și pentru România, ca țară. Tată Ceresc, de aici, din Ierusalim, din nordul Israelului, Doamne, ne rugăm pentru România, Doamne, în primul rând, ca acea înțelegere a vremurilor, Doamne, al timpului în care suntem, din punct de vedere biblic, Doamne, să vină și să prindă viață și lumină în inima românilor, Tată Ceresc. Mulțumesc, Doamne, că folosești și lucrarea Alfa Omega TV pentru a aduce această dimensiune a înțelegerii vremurilor în poporul Tău din România și din întreaga lume, Doamne. Te rog să ne călăuzești mai departe, ce să facem, unde să mergem, despre ce să vorbim, despre pe ce lucruri să le analizăm și să le descoperim și să le rostim, așa cum Tu ne călăuzești, Doamne. Și mă rog, Doamne, ca România, Doamne, să fie aliniată cu planul Tău, poporul Tău să pășească în planul Tău, Doamne. Mă rog ca fiecare, deci cei care ne urmăresc, Doamne, fiecare persoană, individ, familie, biserică, Doamne, și corporativ, ca națiune, să fim și să împlinim planul pe care Dumnezeu îl are pentru viețile noastre. Îți mulțumim, Doamne, și pentru ce faci, Doamne, prin noi, pentru ce faci pentru noi, pentru poporul Tău de aici din Israel și pentru poporul Tău răscumpărat din România. Mulțumesc, Tată, în numele Domnului Iisus. Amin. Și am vrea acum, pe final, de rugăciune, Doamne Tată, te rugăm din acest loc să binecuvintezi lucrarea Ta Alfa Omega într-un mod deosebit, să deschizi resurse noi, binecuvântări noi, și mai ales ne rugăm, Doamne, din acest loc, Doamne, ca Alfa Omega să fie perfect în planul Tău, în voia Ta, și să împlinească toată chemarea pe care Tu ai pus-o peste lucrarea Ta Alfa Omega, în numele Domnului Iisus. Am mulțumit. Interesant că ai avut acest îndemn la rugăciune, pentru că am înțeles și știm că nordul Israelului, începând cu apele Iordanului, care aduc viață în Marea Galilei și după aceea se scurge apa în Marea Moartă, dar și aceste rezervoare și aceste resurse care sunt în nordul Israelului, unde suntem noi acum, sunt o sursă de viață, de hrană naturală, dar credem că și spirituală, pentru Israel și pentru noi, într-un fel. Dumnezeu să o binecuvânteze. Shalom din Israel. Un gând, Mirela, știu că a fost un moment de mare emoție acolo, să ne rugăm pe înălțimile Golan, în urmă cu ceva timp, între timp lucrurile s-au precipitat, au fost recunoscute ca chiar parte din Israel. Chiar păstrez o amintire foarte vie acelor locuri, pentru că a fost un loc în care cumva Domnul îmi pusese pe inimă că e important să rugăm la porțile de nord ale Israelului pentru protecție. Și când am aflat că vom merge chiar acolo, a fost așa o confirmare puternică, și Dan a rugat pentru protecția Domnului peste Israel. Mi-aduc aminte de momentele acelea cu mare bucurie. Dumnezeu ne-a pregătit de fiecare dată când am fost în Israel locuri speciale și momente speciale. Efectiv, regia Domnului a fost perfectă tot timpul. Acolo țin minte că am văzut muntele Hermon de departe, care era cu zăpadă pe vârf,
chiar dacă era vară. Am văzut linia de demarcație, efectiv, să fii fizic acolo, la aproape de granița de nord a Israelului. Și indicatoarele către Damasc. Indicatoarele către Damasc și, na, deci, cumva era Biblia așa de vie și Scriptura așa de vie acolo, peste tot în Israel, de fapt, încât te simțeai fiind parte din istoria lui Dumnezeu. Și mi-aduc aminte și rugăciuni legate de viață, pentru că nordul Israelului sunt rezervoarele de apă și prin râul Iordan și prin conducte viața curge în rest și ne-am și rugat pentru ca viața să... La Banias ne-a rugat asta în mod deosebit. Apropo de Banias, avem și o secvență de la Banias, am registrat-o mai complicat, am registrat acolo la o rugăciune, un scurt intro pentru ce anume te-a pus Domnul pe inimă să te rogi la acea gură de peșteră de la Banias. Da, acolo este locul în care Domnul Iisus a spus ucenicilor că porțile locuinței morților nu vor birui biserica mea. Și asta a fost ce Domnul a pus pe inimă să ne rugăm pentru revelația lui Iisus Hristos, pentru că înainte de versetul acesta, Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici, cine spuneți voi că sunt eu? Și Petru are această revelație, spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ești Mesia. Și asta ne-a rugat, ca revelația lui Iisus Hristos, a cine este El, pur și simplu să fie descătușată peste Israel, dar și peste România. Pentru că religiozitatea din România și din Israel îi împiedică pe oameni să vadă adevărata dimensiunea lui Iisus Hristos ca Mesia și ca Cel care ne dă libertate în Duhul. Religia ne pune limite și condiționări. Chiar dacă am făcut înregistrarea asta cu ceva timp în urmă, cred că această rugăciune în ceea ce privește revelația cine este Iisus Hristos și identitatea noastră în El va răzbate și în această secvență pe care o urmărim în continuare. Și ne rugăm să asculte Domnul și de data asta și să lucreze și mai mult la revelația Domnului Iisus Hristos în viețile noastre. Suntem în Cezarea Filipii. Actualmente localitatea se numește Banias, în nordul Israelului. Este locul în care Domnul Iisus Hristos a avut o întâlnire specială cu ucenicii lui și în care Petru a avut revelația a cine este Domnul Iisus Hristos. Am să citesc versetele din Scriptură care menționează acest eveniment extraordinar de important pentru istoria noastră a tuturor și care se găsesc în Matei 16, de la versetul 13 până la 20. Iisus a venit în părțile Cezareii lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, cine zic cu oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept să răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru, pe care și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. În spatele nostru, vă întrebați poate ce este, care este semnificația acestei peșteri pe care o vedeți. Este locul în care este denumit Poarta Iadului. Este un loc în care a fost închinare idolatră adresată zeului Pan, zeu extrem de este locul în care a fost adresat închinarea zeului Pan și este considerat că Domnul Iisus Hristos când a spus aceste cuvinte și iată că vă voi da autoritate și ceea ce veți lega pe pământ va fi legat în ceruri, ceea ce veți deslega pe pământ va fi deslegat în ceruri și în momentul când a spus tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu vor birui, Domnul Iisus Hristos se uita, se adresa la aceste porți ale iadului, care sunt reprezentate fizic prin acest loc special denumit chiar Poarta Iadului. Și aș vrea acum, în această înregistrare, să mă rog împreună cu dumneavoastră pentru
ca Duhul Revelației Domnului Iisus Hristos să fie revărsat peste națiunea noastră, peste România. Pentru că aici, în acest loc, este momentul, este locul când pur și simplu cerurile s-au deschis și revelația a cine este Domnul Iisus Hristos a venit peste Petru. Pentru că Domnul Iisus spune că nu carnea, nu sângele ți-a descoperit, Petre, cine sunt eu, ci Tatăl meu care este în ceruri. Așadar, aș vrea să mă rog acum împreună cu dumneavoastră ca acest Duh al Revelației, care a fost turnat aici peste Petru, peste primul om, care a primit această revelație a cine este Domnul Iisus Hristos, această revelație a Domnului Iisus Hristos să vină în România, să atingă inimile tuturor românilor și orice înseamnă religie, orice înseamnă închinare idolată din viața, din inimile românilor, să fie pur și simplu depărtate și să nu mai aibă putere asupra românilor. Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, din acest loc, Doamne, ne rugăm ca Duhul Revelației Domnului Iisus Hristos, a cine este El, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, Salvatorul nostru, Mesia, Vindecătorul, Cel care, prin jertfa căruia noi avem viață veșnică. Noi ne-am rugat ca revelația Domnului Iisus Hristos de Nazaret să pătrundă în inimile și viețile fiecărui român care locuiesc în țara noastră. Și mă rog ca această revelație pur și simplu să invadeze România, așa cum mă rog, Doamne, ca această revelație, Doamne, să deschide ochii și inimile și poporului Israel, pe teritoriul căruia suntem noi acum. Pentru că fără revelația cine este Domnul Iisus Hristos, nu poate nimeni să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Oricine care crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, că a murit și a înviat, că a luat asupra sa pe cruce toate păcatele noastre, toate bolile noastre, doar cel care mărturisește cu gura și are această credință în inimă, poate să intre în Împărăția Lui Dumnezeu. Așadar, este așa de esențială, este cheia intrării în Împărăția Lui Dumnezeu, această revelație a cine este Domnul Iisus Hristos. Și de aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog pentru eliberarea acestui Duh a revelației Domnului Iisus Hristos, a revelației a cine este Domnul Iisus Hristos peste întreaga România și peste întreg Israel. În numele Domnului Iisus Hristos ne-a rugat. Și da, declarăm de aici, din acest loc, da, ceea ce Dumnezeu a hotărât, autoritatea pe care ne-a dat-o, ca orice ce este legăm pe pământ să fie legat în ceruri, orice deslegăm pe pământ să fie deslegat în ceruri. În baza acestei autorități, în baza numelui Domnului Iisus Hristos și a jertfei Domnului Iisus Hristos, deslegăm astăzi această revelație a Domnului Iisus Hristos care să fie eliberată peste toți românii. Și în numele Domnului Iisus Hristos legăm puterile întunericului care aduc religiozitate, orbire peste români și care împiedică să vadă adevărul, care împiedică să-L găsească pe Domnul Iisus Hristos. Binecuvântarea Domnului să fie peste țara noastră, peste România și peste Israel. Amin. A fost o scurtă rugăciune, chiar acum înțelegeți, peștera aceea care era în spatele Mirelei era chiar locul unde se presupune că Iisus Hristos a avut această învățătură, această discuție cu ucenicii și această întrebare, provocare, cine sunt noi că suntem noi. O provocare care este și pentru dumneavoastră, cine este Domnul Iisus Hristos, în a ne înțelege identitatea pe care o avem în Iisus Hristos, autoritatea pe care o avem și poziția pe care o avem în Iisus Hristos vis-a-vis de puterea Întunericului. Dar acolo a fost și o altă rugăciune pentru viață, pentru că este locul în care izvorăște Iordanul, cel care duce viață spre Marea Galilei și din Marea Galilei se îndreaptă apoi, formând granița de est a Israelului, spre Marea Moartă. Deci este un loc dătător de viață și ne-a rugat și pentru ca viața din Iisus Hristos pur și simplu să fie descătușată și peste Israel și peste România. Chiar dacă aceste rugăciuni au fost făcute cu ceva timp în urmă, așa credem că o ungere specială curge și peste cei care urmăresc poate pentru prima dată aceste rugăciuni simple, aceste rostiri din Cuvântul Lui Dumnezeu peste Israel și peste România din acel loc din Israel. Mirela, am o mică surpriză, o scurtă secvență, e o statuie a lui Ilie la care te-ai rugat specific. Sigur că Ilie e cunoscut ca cel care a călcat peste idolatrie, peste vrăjitorie, peste falsii proroci. Și de acolo, din acel loc unde a slujit Ilie, a fost o rugăciune specială, cred că e o de mare relevanță și importanță astăzi în ceea ce privește România. Suntem în fața statuii care ne aduce aminte de Ilie și de locul în care Ilie a chemat foc din cer peste altarul pe care l-a ridicat Dumnezeului celui viu, în confruntarea cu
profeții falși, profeții lui Baal și a statei de la vremea respectivă. Știm că Ilie a avut o victorie extraordinară asupra profeților mincinoși și că la finalul acestei demonstrații a existenței Dumnezeului celui viu și adevărat, care a trimis foc din cer peste jertfa ridicată de Ilie pe acest munte, Ilie a nimicit pe profeții lui Baal și a statei, pe profeții mincinoși. Așadar, din nou vă îndemn să ne ridicăm împotriva oricărei forme de idolatrie din viețile noastre care îl întristează pe Dumnezeu, care îl supără pe Domnul nostru, și să avem inimi curate înaintea Lui și să fim cu inimi deschise spre a primi focul Duhului Sfânt în inimile noastre. La aceasta vă îndemn să cerem focul Duhului Sfânt în inimile noastre ca să putem să facem ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi, ca și oameni de rugăciuni, ca și oameni ai Domnului în țara noastră, în România, pe viitor. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Cred că de Ilie, te-am și întrebat, ce se aduce ție în minte Ilie? Prin ce este important Ilie? Profetul acesta e imprevizibil, cu o istorie destul de interesantă. Este cel care a restaurat autenticitatea glasului profetic, pentru că a confruntat profeții mincinoși pe care i-a și nimicit. Și cred că trăim vremuri în care forme de profeție mincinoasă trăim și experimentăm foarte puternic acum, este foarte multă amăgire, foarte mult spirit amăgitor care afectează pe oameni, care duc în confuzie și în teamă, și cred că este foarte important să ne rugăm pentru restaurarea vocilor profetice, autentice în națiunea noastră și fiecare în parte să auzim clar de la Domnul. În fond, asta este cheia umblării noastre victorie. Această scurtă rugăciune pe care Mirela a făcut-o cu ceva timp în urmă, acum, cred că 2 ani de zile, acolo, într-un loc în care Ilie a slujit, și nu departe de acel loc, a mai fost un moment de unde am selectat o rugăciune, Valea Megiddo, Armagedonul. Noi ne aducem aminte și sigur că e un reper pentru cei care studiază Biblia vis-a-vis de bătălia finală. Ai avut o rugăciune mai specială, eventual gândește cum să comentezi. Poate are altă relevanță acum, dar pregătirea pentru scena finală a istoriei, atunci suntem mai aproape cu vreo 2 ani din acel moment, dar e important ca să avem această revelație a înțelegerii vremurilor și a modului în care Dumnezeu așa însă ca un puzzle scena istoriei pentru momentele finale. Deci este extraordinar că mi-aduc aminte din nou și acel moment când am fost pe un fel de platformă și se vedea valea aceasta, Megiddo, largă, mare, frumoasă, este un grânar al Israelului, aș putea spune acum, dar gândindu-ne la ce spune Biblia despre această vale, așa ne-am înfiorat și în fond rugăciunea noastră a fost ca noi să discernem bine vremurile, să fim pregătiți oricând pentru venirea Domnului Iisus Hristos, pentru că Scriptura se împlinește sub ochii noștri, profețiile biblice, scripturale se împlinesc sub ochii noștri, numai să ne uităm la cât de mulți evrei se întorc acasă, este scris lucrul acesta, că vremurile din urmă Dumnezeu își va aduna poporul înapoi. Multe alte semnale pe care Dumnezeu ni le dă în fel și chip, trebuie să fim acum chiar cu ochii pe știri, pentru că pe știrile care contează din punct de vedere al Scripturii, trebuie să fim cu ochii pe ele, pentru că sunt confirmări puternice și majoritatea au de-a face cu Israel, cu ce face Dumnezeu în vremea aceasta acum. Acolo. Fără să știi exact, pentru că am selectat înainte de a intra în emisiune mai multe module, am selectat chiar un moment de rugăciune pe acea platformă de care spuneai și în spatele era acea vale roditoare, Valea Megiddo, pe care Megiddo Armagedon, toți știm că are legătură directă cu scena finală a istoriei. Cu acest gând al înțelegerii vremurilor să urmărim această scurtă rugăciune și să rugați-vă împreună cu Mirela, dacă aveți în duhul acest lucru. Suntem pe muntele Carmel și în spatele meu vedeți Valea Megiddo sau Armagedon, cum este numită. Această vale are o semnificație deosebită în planul profetic al lui Dumnezeu, pentru că este valea în care va avea lupta finală între oștile Domnului și puterile Întunericului, care vor fi acea armată invadatoare care va veni în Israel și pe care Dumnezeu va nimici chiar cu suflarea gurii sale.
Este o vale uriașă, este o vale extrem de frumoasă, dar acest munte, Muntele Carmel, pe care suntem acum, este semnificativ și din alt punct de vedere al faptului că aici, pe acest munte, Ilie a chemat foc din cer peste jertfa pe care a instituit-o și a nimicit pe toți profeții lui Baal. Într-un fel, este locul în care Dumnezeu și-a arătat puterea și slava și lucrarea vrăjmașului, lucrarea amăgitoare a profeților lui Baal, adică oricărui forme de idolatrie, a fost nimicită prin puterea Domnului. Și aș vrea din acest loc acum să mă rog și să declar focul Duhului Sfânt peste noi, peste țara noastră, peste România. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, din acest loc, Doamne, Doamne, din acest loc de o semnificație extraordinară, Doamne, cerem, Doamne, focul Duhului Tău cel Sfânt să coboare în România, Doamne, să nimicească toate lucrările idolatre din țara noastră, Doamne, și, Doamne, adevărul Tău și trezirea să vină în România într-un mod extraordinar, Doamne, așa cum numai Tu poți să faci. Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, din acest loc, Doamne, vrosim dezlegare peste secerușul vremurilor din urmă, în numele Domnului Iisus Hristos Nazaret și în numele Domnului Iisus, mă rog, Doamne, ca toate legăturile de idolatrie de peste națiunea română să fie acum tăiate, nimicite de focul Duhului Sfânt al Dumnezeu, în numele Domnului Iisus. Mă rog ca prezența puternică a Ta, Doamne, Dumnezeu, să vină în țara noastră și să impacteze România. Și același lucru, mă rog, pentru Israel, Doamne, ca focul prezenței Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, să copleșească această țară, această națiune, Doamne, ca evrei, Doamne, să Te recunoască pe Tine, Iisus, ca Domn și Mântuitor, ca pe Mesia pe care Îl așteaptă. Suntem extrem de binecuvântați să fim în acest loc. Și îți mulțumim, Tată, că Tu ești Dumnezeu care ne-a adus aici, care ne-a rânduit pașii, Doamne, să ajungem în acest loc astăzi. Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești Dumnezeu care faci minuni într-o vreme ca aceasta. Credem, Doamne, și împreună cu cei care urmăresc această înregistrare, credem că Tu, Doamne Dumnezeu, ai un plan deosebit cu România. Și, Doamne, chemăm acest plan să vină în ființă, Doamne, în cel mai scurt timp, în numele Domnului Iisus Hristos Nazaret. Îți mulțumim, Tată, pentru pasiunea pentru Tine, Doamne Iisuse, pe care Tu o pui în inimile românilor. Și mă rog, Doamne, ca inimile românilor, Doamne, să fie curățite, să fie sfințite de focul Duhului Tău cel Sfânt într-un mod extraordinar, Doamne. Mă rog pentru o trezire a purității în inima românilor, pentru o trezire a integrității, pentru o trezire, Doamne, a curăției, Doamne, în inimile românilor, în viața românilor, în numele Domnului Iisus, indiferent că sunt creștini sau vor fi creștini, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Tată, mă rog, Doamne, ca acest foc al purității Tale, Doamne, să vină în România în această vreme, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Spre finalul emisiunii, sigur că nu putem să nu înserăm unul din multele, numeroasele momente de rugăciune din Ierusalim. Acolo cred că ne-am rugat cel mai mult, în diverse ani, în diverse momente, ocazii. Ne-am rugat foarte mult și împreună și separat, în apropierea zidului Plângerii. Cei care au fost acolo știți că bărbații într-o parte... Eu îl numesc zidul de rugăciune. Zidul de rugăciune. Da. Chiar în urmă cu câteva luni de zile, pe finalul anului trecut, la plecare de acolo... La intrare, se vede în spate, ai avut așa un moment de rugăciune care ne-a și surprins printr-un final neprevăzut. Să-l înserăm și după aceea revenim în platou. Suntem din nou în Ierusalim, prin Harul Domnului și mare bucurie să fim astăzi aici. Este o zi de celebrare, de sărbătoare pentru noi, pentru că putem fi în acest loc extraordinar minunat, care ne aduce aminte de Domnul Iisus Hristos și care ne pregătește pe noi, Biserica Domnului, pentru apropiată revenirea Domnului Iisus Hristos, pentru că este mirele nostru pe care l-așteptăm să vină. Și poate că nu întâmplător, am găsit aici, în această parcare lungă zidul de rugăciune, o mașină pregătită pentru a-și transporta o mireasă, este o mașină de nuntă pregătită. Și mă gândeam că este nu întâmplător că am găsit acest lucru acum, pentru că tocmai ne-am rugat într-un alt context, într-un alt moment, ca să fim acei din popor care grăbesc, care iubesc și grăbesc venirea Domnului Iisus Hristos, mirele nostru pe care îl așteptăm. Așadar, din acest loc vă provoc să ne rugăm și haideți să ne rugăm acum împreună și să cerem, Tată Ceresc, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pe cer așa și pe pământ, și în Ierusalim și în România, în această vreme. Ne rugăm, Doamne, pentru o trezire în România, ne rugăm pentru o trezire în Israel, ne rugăm, Doamne, pentru protecția, pacea și stabilitatea acestor două țări. Ne rugăm ca mâna Ta de Dumnezeu să fie peste România, să fie peste Israel și Tu să
să ne dai pacea, Doamne. Doamne, sfințească-se numele Tău, Doamne. Mă rog pentru revelația Ta, Doamne Iisuse, să vină, Doamne, să fie turnată, Doamne, peste România și Israel și să, Doamne, să fii martor la o trezire majoră, la o trezire extraordinară și în România și în Israel. Pentru că nu există altă cale de a intra în împărăția Ta, de a veni la mântuire, decât prin recunoașterea și acceptarea Domnului Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, ca Cel care a murit și a luat toate păcatele noastre asupra Lui la cruce și care a înviat și este veșnic viu. În Iisus Hristos avem viață și noi, copiii Domnului, cei care ne numim creștini, toate națiune, dar și evreii care vor fi în Împărăția lui Dumnezeu, tot prin jertfa lui Iisus Hristos o vor face. Așadar să ne rugăm pentru revelație, revelația lui Iisus Hristos să vină cu mare putere și în Israel și în România. Să ne rugăm pentru trezire în România și în Israel și fie, Doamne, că acest gest, acest simbol pe care Tu l-ai adus, Doamne, aici în mijlocul nostru, Doamne, să fie ca adevărat un simbol, Doamne, al pregătirii nunții mielului, Doamne, nunta mielului, Doamne, care se pregătește împreună, deopotrivă, a creștinilor din toate națiunile, dar împreună cu creștinii din Israel. Fiți binecuvântați! A fost un scurt moment de rugăciune realizat, filmat de mine și cu Mirela ca element principal în Ierusalim, în apropierea zidului de rugăciune. După cum ați văzut, în finalul emisiunii, fără să regizăm noi lucrurile, a fost acolo o mașină, o mireasă, o nuntă, în desfășurare, care avea un moment, probabil în scenariul nunții acela, o prezență acolo la zidul plângerii și nu ni s-a întâmplat așa ceva. Am filmat mult în Israel, dar să fim parte într-un fel de o nuntă n-am mai fost. Și, sigur, exact acolo. Exact acolo, context, pe finalul emisiunii, n-am planificat acest lucru, să închei cu un comentariu legat de nunta mielului, de o conotație profetică. Și că nu căutăm profeții și semnificații în fiecare detaliu, dar acesta a fost chiar un detaliu. Mulți spun că rugăciunile, acum te las să spui ce gânduri ai de acum la o mică diferență, mulți spun că rugăciunile din Israel sunt ascultate. Sigur, sunt ascultate și din cămăruța dumneavoastră și cele care facem aici în platou Alfa Omega TV, dar parcă altfel sună altă conotație și greutate a rugăciunii din Israel și mai ales din Ierusalim și mai ales de la zidul de rugăciune. La acest zid de rugăciune e ceva deosebit când te apropii de el, pentru că e prezența Domnului acolo puternică și uneori, de cele mai multe ori, Domnul pune pe inimă ceva specific să mă rog. Și cred că în acel moment, în acea ocazie, când a fost această filmare și cu nunta pe care am văzut-o la ieșirea, deci după momentul de rugăciune, a fost să mă rog, acolo mi-a pus Domnul pe inimă să mă rog pentru venirea Lui. Să mă rog ca Domnul să vină și să-L chem să vină. Și spunem că îl bine primim și că va fi bine primit și în Israel și în România. Toate rugăciunile pe care le-am făcut în Israel au avut această dublă dimensiune, rugăciune pentru Israel și pentru România. Și apoi ne-am rugat pentru familie sau pentru Alfa Omega sau alte subiecte. Dar de obicei am mers cu România înaintea Domnului, chiar și la zidul de rugăciune. Și aveam cu mine în genduță, pe lângă Biblia mea micuță, limba română, aveam poate o harta României mică sau un simbol al României și chiar am prezentat înaintea Domnului țara noastră și în felul acesta rugăciune. Dar revenind la această mașină care ne-a surprins când am ieșit acolo, pentru că nu este un loc obișnuit pentru mașini. Da, o mică împodobită, ca o mașină pentru miri. Și efectiv am fost șocată când am văzut-o și a fost așa o confirmare puternică. Doamne, dar noi rugându-ne pentru venirea Ta, ne rugăm ca mireasă pentru venirea mirelui. Și a fost așa o confirmare extraordinară că asta a fost rugăciunea pe care Dumnezeu a vrut-o de la noi și că da, lucrurile sunt extrem de aproape și noi, ca și biserică, care chemăm numele Domnului Iisus, bine ar fi să fim pregătiți oricând pentru întâlnirea cu mirele nostru. Să ne uităm cu bucurie în aceste vremuri grele și tulburi, pentru că mirele nostru vine. Ma, Mirela, vreau să înserăm un ultim modul cu care să prefațăm un moment final de rugăciune, chiar dacă pe parcursul emisiunii a fost în fiecare modul câte o rugăciune. Vreau să ne rugăm și noi aici. Vă spuneam, emisiunea se difuzează într-un prim moment, vineri, în 15
Mai 2020. Eu sper că o să reluăm după un timp, dar ca să știți când a fost realizat, de care a fost scopul acestei înregistrări. În 14 mai este ziua Israelului. Dacă s-a constituit statul Israel, în 14 mai, în 1948, atunci s-a născut o țară într-o zi, așa cum scrie prorocul Isaia. Noi înregistrăm această emisiune, va fi editată și difuzată mâine, dar pentru ziua de mâine am primit o propunere interesantă de la mai noi noștri parteneri media, cei de la TV7, o televiziune finlandeză care are un studio de știri în Ierusalim. Noi din octombrie, de la mijlocul octombrie, difuzăm săptămânal grupajul de știri TV de la TV7, pe Jonathan Hessen îl știm deja. Dânsul ne-a propus, fără să știe exact ce și cum, ne-a propus o zi de rugăciune pentru România. Ei de acolo, din Ierusalim, unde au studioul, în fiecare zi au o provocare la toți telespectatorii lor, nu numai din Finlanda, din întreaga Europa internațională. Sunt milioane de oameni care urmăresc emisiunile de știri. Și ne-a spus, uite, pentru România vrem în data de 15 să declanșăm, să provocăm lumea la o rugăciune internațională pentru România. Am primit cu mare bucurie, recent, săptămâna aceasta, această veste. Vreau să împachetăm acest apel al lui Jonathan în această emisiune. Sigur că la data când dumneavoastră vedeți, vineri seara 15, deja mulți ați văzut acest mesaj, pentru că l-am difuzat și separat și poate ați decis să luați o zi de post, de rugăciune. De altfel, vineri este o zi mai deosebită în care provoți de multe vreme lumea să se roage, nu numai la ora 21, ci și ziua de vineri. Dar este interesant pentru noi și simbolic, o să înțelegem acolo în ceruri semnificația faptului că în prima zi de după aniversarea Israelului, Dumnezeu cheamă în mod internațional din Ierusalim, din Israel, provoacă comunitatea internațională să se roage pentru România. Să inserăm acest pot, după care revenim în studio pentru scurt comentariu și pentru o rugăciune. Shalom, I'm Jonathan Hessen, the editor-in-chief and anchor of TV7 Israel News. Since TV7 and our dear Romanian brethren at Alpha and Omega Television started a deep-rooted partnership on October the 15th of last year, the Lord has triggered a deep passion in my heart for your country. Having known many Romanians over the years, including some lifelong friends, I have come to love your rich history and culture. If you have been following our TV7 Israel news broadcast, which airs in Romania only on Alpha and Omega, of course, you may have noticed that we started a global prayer campaign to join our brothers and sisters in Christ to urge our Father in Heaven to reveal Himself to the nations, and by doing so, to deliver each country and cover them respectively with His peace. This is why upcoming Friday, May the 15th, we will call upon our millions of viewers from around the world to join together in prayer for the salvation and peace of Romania. I would like to encourage and invite you to join this important prayer. And as time progresses, we will continue to bolster our important partnership with Alpha and Omega Television, which ultimately will bring about more programs from Jerusalem to Romania. I'm looking forward to seeing you shortly, and may the Lord bless Romania abundantly with His salvation and peace. Shalom. A fost provocarea celor de la TV7, a studioul creștin finlandez din Ierusalim, o provocare pentru întreaga comunitate internațională să se roage pentru România în seara, în ziua de 15 mai 2020. Probabil o să, după încheierea acestei emisiuni, vă rugați și noi aici, o să vă rugați și dumneavoastră și poate, nu numai în data de 15, poate v-ați rugat deja sau o să vă rugați de câte ori o să revedeți această emisiune. Mirela, la un gând. E mai mult decât un gând, pur și simplu așa mă cutremură această regie divină a lui Dumnezeu, pentru că e o mare favoare pe care Dumnezeu ne-o dă nouă ca națiune. În această, să zic, pentru Israel este un nou an care începe de existență și faptul că este această conexiune duhovnicească între Israel și România, care pleacă din Israel, e ca o formă de... Deci până acum noi din România am binecuvântat Israelul cât de mult am putut, mergând acolo, rugându-ne acolo. Vorbesc de Alpha Omega. Iată că de data aceasta Dumnezeu pur și simplu întoarce această binecuvântare, o transmite din Israel spre România. Și efectiv mă înfiorează lucrul acesta. Cred că este mult mai mult decât putem noi înțelege acum cu mintea. Nu este doar un fenomen mediatic, nu este doar un alt apel la rugăciune. Este ceva de o greutate care poartă slava lui Dumnezeu. Și cred că e o mare binecuvântare pentru România, pentru că a îngăduit acest moment așa de unic, în aceste vremuri așa de unice.
din Israel. Sigur că ei provoacă comunitatea internațională, audiența lor să se roage și pentru alte națiuni. Dar faptul că este conexiunea aceasta cu nașterea statului Israel, cu prima zi, cum ai spus, după celebrarea a 72 de ani de vârstă a Israelului, cu România în această vreme de pandemie, pentru mine are niște semnificații deosebite și cred că Domnul efectiv ne copleșește cu bunătatea Lui pe noi ca națiune, ca România. Și acum, bineînțeles, să chem cu rugăciune, rugați-vă și dumneavoastră împreună cu noi. Această primă difuzare, vă spuneam, este în 15 mai, chiar în ziua în care din Ierusalim, din Israel, a venit această provocare internațională prin media de rugăciune pentru România. O facem și noi, am extins-o și noi în aceste zile, întregi comunități românești. Ne-a surprins, românești, ne-a surprins. Da. De două zile știm acest lucru și am primit acest lucru și poate că dumneavoastră știți deja despre asta. Și nimic nu este întâmplător, dar cred că e parte din noul sezon în care Biserica Domnului din România intră, în care noi ca națiune intrăm. Și cred că și noi ca lucrare de media Alfa Omega intrăm. Mirela, la un gând de rugăciune și să ne rugăm. Dar vă îndemn să vă rugați împreună cu noi. Poate e moment de vârf acest moment din seara zilei de 15 mai 2020. Doamne Tată, îți mulțumim Dumnezeul nostru, atotputernicul nostru Domn și Stăpân. Ne plecăm inimile și ființele înaintea Ta, Dumnezeul cerurilor și al pământului. Tu ești creatorul Universului, Tu ai creat absolut fiecare clipă, fiecare zi, fiecare ființă de pe fața acestui pământ. Tu ai creat Israelul, ai creat România, ne-ai creat pe fiecare în parte, Doamne. Tu ești Dumnezeu care ai creat, Doamne, Universul acesta atât de misterios și așa de frumos, Tată. Și Tu ești Dumnezeu care ai toate lucrurile în control. Tu ții, Doamne, ceasornicul acestui univers în mâna Ta, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru această favoare uluitoare pe care o reverși peste România în acest ceas de mare cumpănă pentru țara noastră. Doamne, știm că în 15 mai este și prima zi de izbăvire a noastră ca națiune din perioada de stare de necesitate. Intrăm într-o dimensiune nouă oarecum de libertate și, Doamne, Tu asociezi această zi, Doamne, Doamne, cu o nouă formă de libertate a națiunii noastre. Ne rugăm, Tată, ca acest nou început pentru România să însemne o nouă libertate în Duhul Sfânt, Doamne, o nouă revelație a puterii Tale, Dumnezeul nostru, care să fie descoperită fiecărui român, fiecărui cetățean român. Și îți mulțumim frumos, Tată, pentru gândul de binecuvântare, pentru cuvintele de binecuvântare care sunt inițiate din Israel pentru România și peste România în această zi specială, 15 mai. Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, îți mulțumim frumos, Doamne, pentru ploaia de binecuvântare pe care o lași peste România, pentru acest nou început pe care îl dai națiunii noastre și ne rugăm, Doamne, că această conexiune în Duhul care se creează între Israel și România și între România și Israel, Doamne, să crească în intensitate, Doamne, să fie tot mai mult și mai mult folosită de puterea Duhului Tău cel Sfânt spre mântuirea multora, Tată, în România și în Israel, Tată, să fie spre binecuvântarea acestor două națiuni, Tată, care sunt conectate în Duhul și în felul acesta, Tată. În numele Domnului Iisus, Doamne, Tu nu faci nimic, Doamne, fără rugăciunea copiilor Tăi, Doamne. Îți mulțumim pentru că vor fi rostite cuvinte de rugăciune care sunt după inima Ta, pe care Tu le vei pune pe inima copiilor Tăi să se roage pentru România și peste România în această zi specială. Și îți mulțumim, Tată, pentru această deschidere uriașă de binecuvântare pe care Tu o lași peste România, o faci peste România, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Și mulțumesc și eu că această zi, Doamne, de 15 mai 2020 înseamnă e o zi de referință, de cotitură, Doamne, și mulțumim că România, Doamne, și prin această conexiune foarte importantă, spirituală cu Israelul, Doamne, se aliniază la planul Tău și planul Tău, Doamne, credem că este corelat, Doamne, cu planul Tău pentru națiunea Israel, cu planul Tău pentru vremurile de pe urmă, Doamne. Îți mulțumim că ne ajut să înțelegem vremurile în care trăim. Amin. Și că această lună mai, Doamne, este o lună de revelație, de înțelegere a scopului Domnului pentru fiecare dintre noi. Noi, din cei care ne urmăresc, pentru fiecare biserică, pentru lucrarea Alfa Omega, pentru națiunea română, pentru națiunea Israel. Îți mulțumim, Doamne, că cel mai bun acum urmează, Doamne, și așteptăm să vedem cum vei lucra. Mirela, ai un gând. Da, să binecuvântăm Israelul, să nu obosim, să binecuvântăm Israelul și aș vrea să citesc un verset pe care Domnul l-a pus pe inimă acum. Este din Ioan 9:4. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis, spune Domnul Iisus. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Cât sunt în lume, sunt lumina lumii. Să ne rugăm Domnului ca acest timp de har pe care îl avem, cât este încă zi și încă putem lucra, să lucrăm cu o râvnă supranaturală. Nu mai este timp de stat pe gânduri, nu mai este timp
de ezitat și de făcut pași înapoi, este vremea să dăm năvală ca și popor al Domnului pentru extinderea împărăției Lui, pentru că timpul este extrem de scurt. Mulțumesc pentru acest gând, cred că și pentru cei care ne urmăresc, și pentru bisericii din România, și pentru trupul Domnului din România, dar și pentru lucrarea Alfa Omega și pentru noi ca persoană. Aceasta a fost o ediție specială, rugăciuni din Israel. Shalom, Dumnezeu să vă binecuvânteze! Amin! Alfa Omega.